Deci am fost creați după chipul lui Dumnezeu ca să fim cinstiți cu numele Lui. Dar pe urmă am fost mințiți, vei fi ca Dumnezeu. Și minciuna aceasta ni s-a părut foarte plăcută și am întins mâna și am prins-o, am luat-o. Și acolo a urmat căderea, alungarea din Eden. Dar în tragedia asta pe care au trăit-o Adam și Eva, cred că s-au dezmeticit și o văd pe Eva când îi se naște primul punct, întinzând mâna după Dumnezeu, Domnul mi-a dăruit un om, Domnul mi-a dăruit un înlocuitor. Și de acolo, din familia respectivă, pleacă doi oameni, Seth și Cain, și formează două comunități. Cele două comunități reprezintă două moduri de a-ți face un nume. Unii se atârnă de Dumnezeu știind că toată valoarea lor este o valoare derivată, o valoare pe care o primesc de la Dumnezeu. Când se rupe relația, încetează valoarea lor. Noi nu suntem valoroși în noi înșine, noi suntem valoroși prin Cel care ne-a creat după chipul și asemănarea Sa. Din păcate, cum a trecut vremea și s-au apropiat cele două comunități, fiii lui Dumnezeu au văzut că fetele oamenilor erau frumoase și s-au întors din nou în Eden la acea alegere între Dumnezeu și o femeie. Au ales ca și Adam odinioară, femeia, renunțând la Dumnezeu și la numele pe care îl puteau avea, la valoarea aceasta care vine din legătura cu Dumnezeu. Și așa au vândut fiii lui Dumnezeu, pe Dumnezeu, pe fetele oamenilor. Dragii mei, în ziua de astăzi vedem că, călătorind pe această cale, apostazia, în străinări de Dumnezeu, vei termina întotdeauna în judecată și pedeapsă, vei termina văzând numele tău înnecat în apele potopului, în cazul textului din capitolul 6 la 9. Este un text discutat și disputat, este suficient să intrați pe internet la Noe și arca lui și la potop și veți vedea toate frământările și întrebările legate de textul acesta. Dacă l-aș așeza înapoi în contextul Genesei, găsesc cel puțin două scopuri clare pentru textul acesta. În primul rând, este o atenționare extrem de serioasă pentru poporul lui Dumnezeu. Când fiii lui Dumnezeu îl nesocotesc pe Dumnezeu din orice altă pricină, pentru orice alt câștig, pentru orice altă realizare, vor termina prin a vedea numele lor înnecate în apele potopului. Cu alte cuvinte, când te rup de Dumnezeu, te așteaptă dezastru. Și Moise a lăsat istoria potopului pentru generațiile care urmau ca o atenționare sfântă. Din păcate, Israel n-a priceput atenționarea. Și foarte curând vedem Israel stricându-se, Dumnezeu obligat să dea o carte de spărțire, să dărâme Ierusalimul, să dărâme templul, să-și alunge poporul în robie, să slujească dumnezeilor de care s-au alipit. Pe de altă parte însă, textul acesta era foarte important în vremea aceea. Arheologii au descoperit peste 700 de tablete răspândite pe toată suprafața pământului care vorbesc despre potop într-un fel sau altul. În toate culturile există o istorie despre potop. Atunci când Dumnezeu i-a chemat pe israeliți, i-a chemat să facă din ei o împărăție de preoți. Un preot este unul care mijlocește între Dumnezeu și oameni. Pentru asta trebuie să-L cunoască pe Dumnezeu și să înțeleagă limba oamenilor, să vorbească pe limba oamenilor. Dragii mei, istoria potopului este ca un fel de lingua franca, este ca un fel de limbaj comun al zilelor respective. Pentru că acolo, în istoria potopului, îl descoperi pe Dumnezeu, fie în hidoșenia Lui, fie în frumusețea Lui, fie în capriciile Lui, fie în faptul că El lucrează după legile Lui clare și îndurarea Lui întotdeauna transcende dreptatea Lui. Acolo este frământarea extraordinară. Poporul, intrând în țară, a dus cu el această istorie a potopului între celelalte istorii ale potopului. Mâine seară, la ora 18 la mănășturi, vom discuta mai mult despre lucrurile astea, despre o paralelă dintre istoria potopului din Biblie și istoria lui Gilgamesh, de pildă, sau Atrahasis. Și toate aceste lucruri sunt de folos să vezi diferența dintre Dumnezeii lui Noe și Dumnezeii celorlalte popoare. Dragii mei, când te uiți la istoria potopului în comparație cu celelalte istorii, poți să spui ce au spus evreii pe celălalt mal al Mării Roșii. Cine este ca tine între Dumnezeii, Doamne? Dar știți cum au ajuns aici? Dumnezeu a coborât în Egipt și a început să înfrunte rând pe rând pe toți dumnezeii Egiptului. Cei din Gosen stăteau ca la
Oare care Dumnezeu va urma? Și Dumnezeu, intrând în acest turnir cu Dumnezeii Egiptului, dărâmă unul după altul. Și la urmă, când trec Marea Roșie și oastea lui Faraon este îngropată în apele mării, poporul cântă această cântare. Cine este ca tine între Dumnezei, Doamne? Minunat în sfințenie, bogat în fapte de laudă, făcător de minuni. Dar ascultați-l pe un preot madianit, pe un preot străin, pe unul dintre neamuri. Când a văzut toate aceste lucruri, ce spune Ietro în capitolul 18, versetul 11? Cunosc acum că Domnul este mai pe sus de toți dumnezeii și că în lucrurile în care s-au purtat cu trufie, El a fost mai pe sus decât ei. Ăsta era rolul lui Israel, să aducă în mijlocul popoarelor un Dumnezeu care să se ridice deasupra dumnezeilor popoarelor din jur și popoarele să ajungă să exclame: cunosc acum că Domnul Dumnezeului Israel este mai pe sus decât Chemoș, mai pe sus decât Dagon, mai pe sus decât toți dumnezeii din jur. De aceea Dumnezeu apelează la acest lucru ciudat. Din 4.000 de, sau din 6.000 de versete, 2.300 sunt dedicate potopului. Cu alte cuvinte, potopul ocupă jumătate din restul primelor 11 capitole. Și acolo sunt evenimente uriașe, este creația, este căderea, este, dacă vreți, ritualul închinării la Dumnezeu în capitolul 4, este turnul Babel cu tot ce urmează. Dumnezeu găsește cu cale să zăbovească pe istoria potopului. Și aș vrea să veniți împreună cu mine în Genesa capitolul 6 la 9. În capitolul 6 avem cauza potopului și facerea corabiei lui Noe. În capitolul 7 îl vedem pe Noe intrând în corabie și se dezlănțuie stihiile văzduhului și ale adâncurilor și potopul mătură pe toți cei care trăiau pe pământ. În capitolul 8 ploaia se oprește, apele scad, Noe iese din corabie, ridică un altar și se închină lui Dumnezeu. În capitolul 9, Dumnezeu vorbește lui Noe, îl binecuvintează și încheie un legământ cu pământul, cu animalele, cu omenirea întreagă, lăsând curcubeul ca semn al legământului pe care el l-a încheiat. Aduceți-vă aminte de cauzele potopului. Dumnezeu a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. Și a zis: am să șterg de pe fața pământului pe omul pe care l-am făcut, de la om până la vite, târâtoare, până la păsările cerului, căci îmi pare rău că i-am făcut. Care-i cauza pedepsei lui Dumnezeu? Dragii mei, și astăzi răsună pentru fiecare din noi aceeași atenționare. Nu vă înșelați, tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Nu crezi, ai impresia că intrând cu colegii tăi, mergând cu ei la același potop de desfrâu la care se duc ei, faci o bravură și vei fi apreciat de ceilalți. Ascultă bine cuvântul lui Dumnezeu, nu vă înșelați, tovărășiile rele strică obiceiurile bune. E adevărat că e o presiune de grup uriașă în fiecare clasă, între studenți, peste tot, la locul de muncă, dar principiul și adevărul acesta rămâne: tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Țineți minte textul de data trecută: nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși. Ce legătură este între neprihănire și fără de lege, între lumină și întuneric, între Hristos și Belial, între cel credincios și cel necredincios, între templul lui Dumnezeu și idolii? Care-i cauza căderii? Care-i cauza pedepsei? Dragii mei, întotdeauna ridicarea unei nevoi imediate deasupra nevoii noastre de Dumnezeu. Ți-i foame? Furi. Dumnezeu ți-a promis, caută mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și mâncarea și îmbrăcămintea ți se vor da pe deasupra. Nu ridica nevoia ta personală, imediată, deasupra nevoii tale de Dumnezeu, pentru că te vei desface tot și mânia lui Dumnezeu se va prăvăli din cer împotriva oricărei necinstiri și oricărei nelegiuiri. Dar nu doar că ridici nevoia imediată, o împlinești în neascultare de Dumnezeu. Și lucrul acesta se întâmplă în lucruri mici, în lucruri mari, aproape în fiecare zi, cu fiecare dintre noi, pentru că ce-i viața? Un lung șir de alegeri. Alegi un nume,
Alegi o laudă a semenului tău? Alegi o poziție socială? Alegi să fii cineva sau alegi lucruri materiale în deșertăciunea aceasta? Dar când o faci în neascultare de Dumnezeu, în clipa aceea se produce căderea. Dacă nelegiuirea oamenilor, neascultarea de Dumnezeu, înstrăinarea de Dumnezeu sunt cauzele care au adus pedeapsa, aș vrea să privim o clipă cataclismul acesta, tot întunericul pe care reprezintă potopul, pedeapsa lui Dumnezeu. Și aș vrea să zăriți în mijlocul apelor potopului, în mijlocul acestui întuneric, o comoară atât de dragă lui Dumnezeu încât se apleacă să o mântuiască de acolo. O comoară mântuită de Dumnezeu din apele potopului. Unul din oamenii marei planetei spunea că valorile reale la care ținem se văd din modul în care ne consumăm timpul, energia și banii. Valorile reale la care ținem se văd din modul în care ne consumăm timpul, energia și banii. Dați-mi voie să mut lucrul acesta în dreptul lui Dumnezeu. Valorile reale la care ține Dumnezeu se vede în ceea ce mântuiește El în mijlocul judecății și al pedepsei. Ce are valoare în ochii Lui? Și în ultimă instanță, nu tu, nu eu, nu noi oamenii vom hotărâ. Nouă ne plac diverse lucruri, am vrea să ridicăm orice alt lucru mai pe sus de celelalte, să ne mândrim cu ele. Și pe urmă să dăm legi, să spunem că e bine așa, asta este normalul în societatea în care trăim, dar în ultima instanță, cel care are ultimul cuvânt este Dumnezeu însuși prin judecată și pedeapsă. Și acolo El mântuiește doar ceea ce are valoare reală. Aș vrea să priviți cu mine cele două comunități, de acum vă este familiară imaginea. Pe de o parte l-am pe Adam și Eva, pe de altă parte am pe Cain și descendenții lui. Când se naște Set, nu știu ce îi spune Eva lui Set și apoi ce îi spune Set fiului său, dar pe vremea lui Enos, oamenii încep să cheme numele Domnului. Îl văd apoi pe Enoch, pe Lameh, agățându-se de Dumnezeu. Deci, pe de o parte, Eva și-a pus nădejdea în Domnul. Enoch a umblat, Enos a chemat numele Domnului, Enoch a umblat cu Dumnezeu, Lameh s-a agățat de promisiunile lui Dumnezeu. Poate pruncul acesta va împlini promisiunea din Genesa 3:15. Dar Noe, fiul lui, a căpătat milă înaintea Domnului. Și textul continuă, iată care sunt urmașii lui Noe. Noe era un om neprihănit, ca și cum aș vrea să urmeze urmașii lui Noe, dar atât de important e lucrul acesta, încât întrerupe fraza naratorul și se întoarce la valoarea pe care Dumnezeu o mântuiește din apele potopului. Noe a căpătat milă înaintea Domnului, iată care sunt urmașii lui Noe, așteptați un pic că vi spun, dar Noe era un om neprihănit, și fără pată între cei din vremea lui. Noe, umbla cu Dumnezeu. Umblarea cu Dumnezeu este cea mai mare valoare de pe planeta aceasta în ochii lui Dumnezeu. Noi putem prețui alte lucruri. Nimeni nu oprește să o facem. Dar vreau să vă spun, atunci când vine judecata, când suntem așezați pe cântari, umblarea cu Dumnezeu este cea mai mare valoare, singura valoare pe care Dumnezeu o mântuiește din judecată și pedeapsă. Și acum aflați cei care sunt urmașii lui Noe, Sem, Ham și Iafet. Dar textul ne atrage atenția în mod clar asupra valorii mântuite de Dumnezeu din apele potopului. Cine era acest Noe? Dragii mei, imaginați-vă presiunea de grup împotriva lui, când tot pământul îi stricase viața, umblarea. Noe a rămas singur să nuate împotriva curentului, toți își băteau joc de el. În pofida nelegiuirii rampante de pe planetă, Noe a avut curajul să se ridice în picioare și să strige, cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Eu și casa mea vom sluji Domnului. Tinerilor, este greu să fii o minoritate într-o clasă? E greu? Nu-i greu, e foarte greu. Presiunea este imensă. Are careva din colegi o idee și dacă ieși din rând și nu mergi împreună cu toți ceilalți, toți te arată cu degetul. E foarte greu.
Dar chiar dacă este foarte greu, vreau să vă spun că Noe are un mesaj pentru noi. Nu este imposibil. Indiferent ce ar face cei din casa ta, indiferent ce ar face cei din clasa ta, indiferent ce ar face cei de la locul tău de muncă, indiferent ce ar face oamenii din orașul acesta și de pe planeta aceasta, dacă Noe a putut, înseamnă că se mai poate. Se mai poate, dragii mei. E foarte greu, dar nu este imposibil. Vreau să vă spun că universul acesta creat de Dumnezeu este un uriaș ecosistem. Și lucrul acesta, deci un uriaș ecosistem care poate să stea în echilibru sau poate să-și piardă echilibru. Și lucrul acesta este adevărat nu doar pe plan material, acolo deja gustăm consecințele păcatelor noastre și nu mai știm ce să facem, să mai mâncăm un măr nealterat și neîmbibat în chimicale. Fie cu vierm, fie oricum, fie mărunt, dar nu-mi trebuiesc cele aduse de afară. Nu-mi trebuiesc. Dar imaginați-vă că acest ecosistem funcționează și pe plan spiritual, și pe plan moral, și pe plan social. Care-i rolul tău, rolul meu? Așa în minoritate cum suntem, vreau să vă spun, este uriaș. Aș vrea să uitați la Sodoma și Gomora. Nu știu dacă există vreo emblemă care să marcheze nelegiuirea ca și Sodoma și Gomora. Probabil asemănătoare ca cea de pe vremea lui Noe. Dar nu orașul mă interesează cu toată nelegiuirea lui, ci discuția dintre Dumnezeu și Avram. Când Dumnezeu îi descoperă planurile, strigătul nelegiuirii s-a suit până la mine, am să cobor să văd dacă este așa și am să nimicesc cetatea. El își aduce aminte de Lot. Și începe să te ruguiască cu Dumnezeu. Doamne, dacă sunt 50 de oameni, nu cumva ai vrea să cruci? Ba da, o cruci, zice Dumnezeu. Dar dacă sunt 45, 30, 20, 25, 20, 15, 10? Și dacă sunt 10, spune Dumnezeu, am să cruci cetatea. Cum adică 10 pot trage în cântar atât de greu într-o cetate prosperă ca Sodoma și Gomora? De curând în pușcăria de la Gherla a mai fost un botez. Când mă gândesc la cei doi care s-au botezat sau patru care s-au botezat, mă gândesc ce o să poată face în pușcăria aceea patru oameni, doi oameni. Și, dragii mei, nu contează cât suntem, contează cât de curați suntem, cât de alipiți de Domnul suntem, cât umblăm cu El. Nu contează cât de mare este întunericul de afară. Dacă Dumnezeu este dispus să mântuiască o cetate pentru 10 oameni, tu poți fi unul dintre cei 10. Poți fi unul dintre cei 10. Vreau să vă spun că atunci când ne uităm în jur, nu vreau să vă aduc aminte de scena politică a României din ora aceasta, pentru că vi se face greață. Dar pe toate planurile putem spune, paharul nelegiuirilor începe să dea peste el. Și pentru că pământul acesta este a lui Dumnezeu și nouă ne-a fost arendată curtea lui Dumnezeu, câtă vreme credeți că poate el tolera mizeria din curtea lui? Până la urmă trebuie să vină pedeapsa. Și pedeapsa vine în foarte multe feluri. În foarte multe feluri, dragii mei. Virusii sunt unul dintre ei. Faceți o statistică numai din ultimii secoli și vedeți cum mătură secerea lui Dumnezeu oameni de pe planetă, indiferent ce am face noi. Am ascultat de curând afirmația unui medic. M-a îngrozit. M-a îngrozit să aflu că în 1980 erau un autist la 10.000 de copii născuți. În 2000 este un autist la fiecare 50 de copii născuți și parte din aceasta s-ar putea să fie tocmai vaccinurile și implicațiile lor în istoria genetică a fătului și a mamei. Te îngrozești, nu mai știi ce să mănânci, nu mai știi ce să faci, nu mai știi pe cine să crezi. Asta este lumea în care trăim. Dar problema nu este cât de gravă este situația, ci dacă este cineva care să aibă curajul lui Noe să se ridice împotriva nelegiurii, să noate împotriva curentului. Majoritatea dintre noi suntem gata să ieșim pe străzi și să protestăm împotriva situației politice, economice și sociale, dar câți dintre noi suntem dispuși să ne rugăm cel puțin la fel de mult cât stăm și ne uităm la buletinele de știri? Pentru țara asta în care trăim. Ascultați-L pe Dumnezeu, făcând o promisiune, dacă poporul meu, peste care este chemat numele meu, se va smeri și se va ruga și va căuta fața mea și se va abate de la căile lui rele
Cu alte cuvinte, dacă e să vină vindecarea, ea trebuie să înceapă în casa lui Dumnezeu, în poporul lui Dumnezeu, în viața mea, în viața ta. Unde altundeva să așteptăm lumină și vindecare? El voi asculta din cerul, continuă cronicarul, îi voi ierta păcatul și îi voi tămădui țara. Ce extraordinară promisiune! Ce extraordinară promisiune! Dumnezeu dorește să aducă nădejdea celor ce-L caută, chiar și în cea mai adâncă groapă în care i-a dus neascultarea și păcatul. Dar cine îi va vorbi despre Dumnezeu? Nu prin vorbe, că astăzi nu mai este vremea vorbelor. I-am înșelat prea mult pe oameni cu mesajele noastre și predicile noastre. Nu prin mesaje vorbite și goale, ci printr-o viață dublată de cuvinte sau prin cuvinte dublate de o viață. Poți fi tu și pot fi eu, dar pentru aceasta trebuie să crezi că se poate. Se poate merge împotriva curentului. Nu trebuie să te lași măturat de valul care te cară cu el. Dar ca să ajungi comoara lui Dumnezeu, lumina ochilor lui, să se aplece după tine, să te scoate din pedeapsă, trebuie să treci testul ascultării credinței ca Noe. Umblarea cu Dumnezeu, și umblarea cu Dumnezeu nu poate fi sezonieră ca la cei mai mulți dintre noi. Luni, marți, miercuri, joi, vineri, eventual sâmbătă mă mai opresc, dar atunci fur ca ceilalți, mă compromit ca ceilalți și mă las măturat de val ca ceilalți. Duminică iau hainele de sărbătoare și vin să cânt lui Dumnezeu, nu, dragii mei? Umblarea cu Dumnezeu trebuie să fie o permanență. Trebuie să fie o ascultare de zi cu zi a credinței. Ascultați-l pe Pavel, trimis în misiune de Domnul Iisus Hristos. Spune el, prin Iisus Hristos, Domnul nostru, am primit harul și apostolia să aducem pentru numele Lui la ascultarea credinței pe toate neamurile. Mă întorc în Genesa. Textul spune, pământul era stricat înaintea lui Dumnezeu, pământul era plin de silnicie. Dumnezeu s-a uitat spre pământ și iată că pământul era stricat, căci orice făptură îți stricase calea pe pământ. Atunci Dumnezeu a zis lui Noe, sfârșitul oricărei făpturi este hotărât înaintea mea, fiindcă a umplut pământul cu silnicie, am să-i nimicesc împreună cu pământul. Și acum vine testul ascultării credinței, fă-ți o corabie. Doamne, ce e aia? O corabie. Fă-ți o corabie din lemn de gofer. Corabia aceasta, ți-o împarți în cămăruțe, să o tencuiești cu smoală pe dinăuntru și pe din afară. Iată cum să o faci. 150 de metri lungime, 25 de metri lățime, 15 metri înălțime. Nu știu dacă puteți concepe ce înseamnă aceste dimensiuni. Câți metri are clădirea aceasta, știe cineva? Hai să zicem 20 de metri. 150 e de 5 plus încă de 6 plus încă jumătate. Imaginați-vă de 6 ori și jumătate lungimea acestei săli. Imaginați-vă 25 de metri lățime, 15 metri înălțime, încă de 2 ori și jumătate clădirea aceasta, împărțită în 3 etaje și plină de cămăruțe. Well, ascultarea credinței uneori costă ani de muncă, ani de răbdare. Imaginați-vă că n-avea gatere, nu putea da telefoane ca să-i se aducă trunchiurile de copac, nu putea să-și facă scânduri, n-avea, ba da, Cain i-o fi dat, sau fiii lui o fi moștenit ceva, unelte de aramă și de fier, că nu eram chiar în epoca pietrei, dar indiferent cum ne-am gândit la noi, dragii mei, ascultarea credinței l-a costat enorm de mult, enorm de mult. Nu știu ce ai fi făcut tu, dar noi ne întoarcem la Dumnezeu ca să ne facă bine. Dacă mă mântuiești, dacă îmi dai, dacă îmi faci, atunci ca și Iacov odinioară. Dar dacă Dumnezeu nu-ți dă și nu te mântuiește și nu te ridică din pat și cancerul se macină oasele și trebuie să mori, ce ai să faci? Cei mai mulți dintre noi suntem gata să le trântim toate de pământ. Toate de pământ. Well, dacă ai răbdat cât a răbdat Noe, ai poate dreptul să o faci, dar nici chiar atunci.
Iată că eu am să fac să vină un potop de ape pe pământ și să nimicească orice făptură de sub soare care are suflare și viață. Dar cu tine fac un legământ, să intri în corabie, tu și fiii tăi, nevasta ta și nevestele fiilor tăi, împreună cu tine. Din tot ce trăiește pe pământ, din fiarele care sunt pe pământ și au suflare de viață în nările lor și păsări zburătoare, ia câte o pereche și du-o cu tine în corabie. Și textul se încheie spunând, așa a și făcut Noe, cum poruncise Domnul. Cu alte cuvinte, și-a dus ascultarea credinței până la capăt. Uitați-vă la câteva imagini. Prima este o pictură, după dimensiunile din Biblie, este uriașă. Dar a doua este o realitate. A fost un zălud olandez care s-a hotărât să facă corabia lui Noe în dimensiunile ei naturale. Și corabia aceasta este trasă acum de o șalupă și călătorește prin lume și o poți vizita și poți vedea toate lucrurile. Îl vedeți acolo cu ciocanul în mână. Johan Huybers, cred că îl cheamă, un olandez. Uitați-vă puțin la imaginile din corabie. Este uriașă. Omul acesta a făcut corabia singur. Aveți ușa pe latera corabiei, cum i s-a spus lui Noe să o facă. Aveți elefanții în mărime naturală, în corabie. Aveți animalele. Bineînțeles, corabia e făcută să poată fi vizitată și să poți bea o cafea și un ceai, să povestești despre faptul că nu e chiar o poveste tot ce e acolo în Biblie. Uitați-vă la ultima din imagini. Este pe chei, poate fi vizitată. Am și imagini, dar puteți intra pe numele lui pe Google și vedeți articole și articole despre el. Un om care s-a hotărât să facă corabia. Acum, când faci corabia de unul singur și toată lumea te întreabă curios, ce faci? Poi fac o lucrare de artă și vin și este vernisaj și toată lumea te bate pe umăr, e una. Dar când faci o corabie și toată lumea își bate joc de tine, și nu vrea să te ajute și trebuie să le faci singur, cu fiii tăi. Și când până și fiii tăi te întreabă, tată, ți-ai pierdut mințile? Ce-i povestea asta pe vârf de deal? Ce să facem cu ea? Domnul mi-a spus că va veni potopul. Unii spun că nici nu ploase până atunci. De unde să vină potopul? Imaginați-vă anduranța credinței acestui om. Evrei, capitolul 11, versetul 7, spune, prin credință, Noe, când a fost înștiințat de Dumnezeu despre lucruri care încă nu se vedeau, nu puteau fi gândite, concepute de mintea omului și plin de teamă sfântă și-a făcut un chivot ca să scape casa, căci prin el, prin credința, prin ea, sau prin chivotul acesta, prin el, au osândit lumea și a ajuns moștenitor al neprihănirii care se capătă prin credință. Au osândit lumea, mers împotriva curentului, indiferent ce au zis ceilalți. Noi a zis, nu, eu voi umbla cu Dumnezeu, voi asculta de Dumnezeu. Ascultați cum s-a terminat capitolul 10. Capitolul 11 este capitolul credinței și Noe este unul din giganții credinței. Cum s-a terminat capitolul 10? Cel neprihănit va trăi prin credință, dar dacă dă înapoi, sufletul meu nu găsește plăcere în el. Ai intrat în apa botezului, ți se pare că ai făcut-o degeaba și ai pornit-o înapoi. Ascultă bine, sufletul meu nu găsește plăcere în el. Noi însă, spune autorul cărții, nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă, și de aceia care au credință pentru mântuirea sufletului. Dați-mi voie să mut textul acesta în brațele lui Noe. Noe n-a fost unul dintre aceia care să dea înapoi ca să se piardă, ci de aceia care a avut credință pentru mântuirea sufletului. Dar observați, credința mântuitoare este o credință care rezistă până la sfârșit, care nu se oprește la jumătatea drumului. Noi nu suntem mântuiți pentru că am crezut. Noi suntem mântuiți fiindcă credem. Credința trebuie să fie o realitate prezentă. Noe nu a fost unul dintre aceia care dă înapoi ca să se piardă, ci unul dintre aceia care a avut credință pentru mântuirea trupului și sufletului lui, pentru mântuirea întregii casei lui. Și ce este credința?
este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Pentru că prin aceasta cei din vechime au căpătat o bună mărturie. Observați de ce ne batjocorește lumea, pentru că credința noastră și nădejdea noastră sunt ancorate în lucruri nădăjduite care nu se văd. Și pentru că nu se văd, nu sunt științifice. Și de fiind științifice, trebuie sclepădate. Și de aceea e tabat jocurile la adresa credincioșilor. Cu toate acestea, asta e credința. Ăsta este credinciosul Noe. Vreau să veniți cu mine la un al doilea test. Primul test a fost 10 de ani de trudă grea în batjocura tuturor pentru a termina ce a spus Dumnezeu, un chivot în care se scape viața. Al doilea test mi se pare chiar mai greu, deși a fost mult, mult, mult mai scurt. Textul spune așa: Domnul a zis lui Noe, capitolul 7, versetul 1, intră în corabie, tu și toată casa ta, căci te-am văzut neprihănit în mijlocul neamului acesta de oameni. După 7 zile, vă rog să notați acest, după 7 zile, voi face să ploaie 40 de zile și 40 de nopți și tot pământul va fi nimicit. Versetul 10 continuă: după 7 zile au venit apele potopului pe pământ. Mi se pare că au fost cele mai grele 7 zile din viața lui Noe. A intrat în corabie, afară dogora soarele, înăuntru mugeau animalele și el stătea și aștepta potopul. El știa că va veni, dar batjocura oamenilor la ușa corabiei. Vreau să vă spun că ce se întâmplă astăzi la televizor când candidații umblă prin țară, absolut nimic pentru ce a fost acolo. Absolut nimica. Noi a trebuit să înfrunte pe toți și să aștepte în liniște. Ziua 7, bum, Dumnezeu a închis ușa corabiei. O primă minune care i-a pus pe gânduri pe oameni, dacă n-au ținut cont de corabia zid înaintea ochilor lui, a început să ploaie. În al 600-lea an al vieții lui Noe, în luna a doua, în ziua 17-a lunii, în ziua aceea, s-au rupt toate izvoarele adâncului celui mare și s-au deschis stăvilarele cerurilor. Ploaia a căzut pe pământ 40 de zile și 40 de nopți. L-am tot întrebat, poate și dumneavoastră, care a fost rostul celor 7 zile? Aduceți-vă aminte de primele versete din capitolul 6. Duhul meu nu va rămâne pururea în om, totuși zilele lui vor fi de 120 de ani. Deci a așteptat Dumnezeu 120 de ani. De ce a mai zăbovit Dumnezeu încă 7 zile? Veniți cu mine la Moise. Când Moise a venit în Egipt să scoată poporul, putea Dumnezeu să înceapă cu ultima urgie? Putea sau nu? Putea. De ce au fost 10 luni prin care Dumnezeu a tot vorbit egiptenilor și poporului său? După care, înaintea ultimei urgii, în ziua 10-a lunii a trebuit cumpărat un miel și ținut să behăie în Egipt, când în toate familiile din Egipt behăiau miei, nu știu dacă se mai face lucrul acesta, dar eu cum stau la periferia orașului, încă de pas se mai întâmplă, sau una, două, trei, dar când sunt sute, pentru că era obligatoriu. Și 4 zile, toți egiptenii au trebuit să stea cu vată și cu dopuri în urechi. Oare de ce? Dar aduceți-vă aminte de un om care e scuipat de unul din mari pești ai oceanelor al mării și se duce în Ninive și începe să strige pe străzile cetății: încă 40 de zile. Sau veniți cu mine la momentul în care Israel este bătut când intră în țară din pricina lui Acan, care a furat ce nu era de furat și a adus blestemul lui Dumnezeu peste întregul popor, toată oastea lui. Uitați-l la Iosua ce face, aruncă sorțul și sorțul cade pe o seminție și pe urmă aruncă sorțul și cade pe o familie și aruncă sorțul. Ce rost a avut toată povestea asta? A durat, cred că, o jumătate de zi. Nu cumva să-i dea lui Acan vreme să-și recunoască păcatul. A văzut cum se strânge lațul și cum mai devreme sau mai târziu Dumnezeu se va opri înaintea lui.
Cred că aici, în aceste 7 zile, descoperim tiparul profetic după care va lucra Dumnezeu de-a lungul întregii istorii. Ascultați un singur text din Ezechiel 33. Spune-le, pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, că nu doresc moartea păcătosului, ci să se întoarcă de la calea lui și să trăiască. Întoarceți-vă, întoarceți-vă de la calea voastră cea rea. Pentru ce vreți să muriți voi, casa lui Israel? Pe viața mea, zice Domnul, nu doresc moartea păcătosului. Observați, dreptatea lui îl obligă să pedepsească, dar dragostea lui reține cât poate dezlănțuirea pedepsei. Scriptura spune clar, mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei nelegiuiri și oricărei necinstiri a lui Dumnezeu. Spuneți-mi, de ce nu ne-a trăznit Dumnezeu la prima nelegiuire? De ce nu și-a împlinit porunca și în loc să-i omoare pe Adam și Eva, i-a îmbrăcat în haine de piele ca să-ți dea răgaz pentru pocăință, ca să-mi dea răgaz pentru întoarcere la El? Întrebarea este, cum mă pot întoarce la El? Ce am de făcut? La ce mă cheamă Dumnezeu? Aș vrea să priviți împreună cu mine la cartea Petru, pentru că Petru este cel care reia, poate cel mai insistent, la povestea asta potopului. Sunt o mulțime de adevăruri în Petru, adevăruri despre, sau învățătura despre alegere, despre mântuire, despre sfințire prin suferință, despre lupta spirituală, despre supunere, despre mântuirea prin botez, despre slujire și răsplătire și preexistența lui Hristos. M-aș opri la ceea ce am încercuit, la învățătura mântuirii prin botez. În primul rând, Noe, ne spune autorul Evreilor, s-a mântuit prin credință, plin de o teamă sfântă, a pus credința în negoț și a făcut chivotul și a scăpat casa. Ce e credința? Credința este ascultarea care mă duce în perimetru în care lucrează puterea lui Dumnezeu. Observați, credință, ascultare, sunt cele două fațete ale aceleiași realități, de aceea Pavel este trimis să aducă la ascultarea credinței, la o credință pusă în negoț, la o credință care te mișcă din loc să faci ceva, să faci ceva în ascultare de Dumnezeu. Deci credința este ascultarea care mă duce în perimetrul, în cadrul în care lucrează puterea lui Dumnezeu. Capitolul 3, versetul 21 din Petru. Icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește acum pe voi, și anume botezul, care nu este o curățire de întinăciunile trupești, ci mărturia unui cuget curat prin învierea lui Dumnezeu, învierea lucrată de Dumnezeu prin învierea lui Iisus Hristos, care stă Iisus Hristos de la dreapta lui Dumnezeu, după ce s-a înălțat la cer și și-a supus îngerii, stăpânirile și puterile. Ce nu este botezul? Botezul, dragii mei, nu este o curățire de întinăciunile trupești. La botez vii cu lucrurile terminate, respectiv cu murdăriile tale spălate în sângele lui Hristos. Vii să mărturisești eliberarea ta, nu vii să fii eliberat. Deci nu este o curățire de întinăciunile trupești. M-ați auzit deseori spunând, drac intri în apă, drac ești din ea. Nu există lucruri exterioare care să poată rezolva relația ta cu Dumnezeu. Ce este botezul? Botezul este mărturia unui cuget curat prin învierea lui Hristos din morți. Care e legătura dintre ele? Mărturia cugetului meu curat, credința sau, dacă vreți, convingerea că am fost curățit și învierea lui Hristos din morți. În Roman, capitolul 4, versetul 25, Pavel ne spune, Iisus Hristos, Domnul nostru, a fost dat din pricina fără de legilor noastre, a fost răstignit din pricina fără de legilor noastre. Dar ascultați, spune textul, și a înviat din pricina că am fost socotiți neprihăniți. Cu alte cuvinte, învierea lui Iisus Hristos din morți este dovada de netăgăduit a faptului că Dumnezeu i-a acceptat jertfa și că păcatele noastre pot fi spălate în sângele Lui. Și când prin credința în El mă apropii de această piatră vie,
Înviesc și eu împreună cu El. Păcatele îmi sunt spălate. Duhul lui Dumnezeu coboară în mine. Învierea, acest adevăr istoric, obiectiv, este garanția faptului că eu pot fi spălat, pot fi curățit, pot fi primit de Dumnezeu, pot fi înfiat, pot fi pecetluit cu Duhul Său cel Sfânt. Dar să citesc textul un pic mai atent. Icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește acum pe voi, și anume botezul, care nu este o curățire de întinăciunile trupești, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu prin învierea lui Iisus Hristos. Viața creștină trebuie să o vezi ca un proces. Ea începe cu o naștere din nou sau o intrare pe poartă, este continuată de o alergare pe cale și trebuie să ajungi și pe muntele Ararat, să poposești acolo. Dacă o pun în sens spiritual, să ajungi la capătul drumului în împărăția lui Dumnezeu, să fii luat de Dumnezeu, la Dumnezeu, cum a fost Enoch. Dacă iau termenii din Petru, intrarea pe poartă este numită naștere din nou. Dar nașterea din nou nu-i totuna cu mântuirea. Nașterea din nou este urmată de o umblare pe cale și umblarea asta pe cale se cheamă calea sfințirii. Și calea asta sfințirii este în mijlocul unei lumi murdare ca cea a lui Noe. Cu alte cuvinte, asaltat din toate părțile, presat de către toți cei din jurul meu. Eu pe drumul acesta trebuie să rămân lângă Dumnezeu, înotând împotriva curentului, indiferent ce s-ar întâmpla. Observați, bătălia spirituală este reală și nu împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva domniilor și stăpânilor din locurile cerești, împotriva duhurilor răutății. De aceea noi avem nevoie de mântuire pe întregul drum. Am fost născut din nou, am intrat pe poartă, dar procesul continuă, bătălia nu s-a terminat și am nevoie de mântuire. Textul din Efeseni 6 ne spune să îmbrăcăm toată armura lui Dumnezeu, de ce? Ca să rămânem în picioare după ce vom fi biruit totul. Când drumul se termină, intrăm în mântuirea și în moștenirea pregătită de Dumnezeu pentru noi. Cel puțin așa înțeleg eu Scriptura și textul din Petru este destul de clar. Botezul este o icoană închipuitoare și este bună pentru acum, pentru această alergare pe cale. Deci eu trebuie să fi fost născut din nou când intru în apa botezului ca să mărturisesc un cuget curat, un fier împreună cu Dumnezeu și apoi ieșind de acolo împreună cu frații mei, pornesc spre țintă. Și această umblare pe cale este foarte importantă, această icoană închipuitoare. Dar ce închipuiește ea? Dați-mi voi să citesc textul. Hristos, de asemenea, a suferit odată pentru păcate, El cel neprihănit pentru cei nelegiuiți, ca să ne aducă la Dumnezeu. El a fost omorât în trup, dar a fost înviat în duh, în care s-a dus să propovăduiască duhurilor din închisoare, care fusese răzvrătite odinioară, când îndelunga răbdarea lui Dumnezeu era în așteptare, în zilele lui Noe, când se făcea corabia, în care au fost scăpate prin apă un mic număr de suflete, și anume 8. M-a dus înapoi în Genesa. Când s-a dezlănțuit potopul, timp de aproape un an de zile, un an și ceva, Noe a fost în corabie împreună cu animalele. Un an și ceva. Ce era în jurul corabiei? Era un cataclism, dragii mei. Vulcani. Ploaie torențială. Ceva incredibil. S-au descoperit nu de mult undeva înghițarii din Siberia, trupuri de mamut. Interesant, carnea era intactă, aproape că o puteai tăia să o duci la restaurant după mii de ani și în stomac și în gură s-au găsit ce a mâncat în ultima clipă, plante de piciorul cocoșului. Și oamenii au început să-și pună întrebări, ca să poată fi recunoscută planta de piciorul cocoșului, ce a trebuit să se întâmple ca să rămână intactă mii de ani? Și oamenii au spus, temperatura a trebuit să scadă cel puțin cu 100 de grade, mai puțin de 10 ore, ca lucrul acesta să fie posibil. Imaginați-vă ce-o fi fost pe vremea lui Noe în jurul corabiei. Dar în corabie, Noe era mântuit. În fiecare secundă era mântuit de toate stihiile din jurul lui. Botezul închipuie corabia, iar corabia este Hristos. Botezul închipuie corabia, iar corabia este Hristos. Aș vrea să reiau Genesa 6 cu 8.
Tot pământul era stricat, dar Noe a căpătat milă înaintea Domnului. Ca să fii mântuit din milă de Domnul, înseamnă că nu ești mântuit pe merit. Toată neprihănirea lui Noe n-a fost suficientă pentru cer. Și de aceea Dumnezeu s-a îndurat de Noe, Noe a căpătat milă. Și dacă vreți să știți de ce a căpătat milă, veniți cu el la sfârșitul potopului, apele scad, când în sfârșit porumbelul nu se mai întoarce, el deschide ușile corăbiei, ies toate animalele, dar luase cu el animale curate pentru jertfă. Când toate animalele au pierit, cât de prețioase trebuia să fost acele animale pentru Noe? Profeții spun că de-a lungul călătoriei prin pustie, Israel ne-a adus jertfe Domnului. Le-au fost prea dragi vacile și oile. Și de aceea ne-au adus jertfă Domnului, afară de ceea ce aduceau preoții la altar. Noe nici măcar n-avea de unde cumpăra. Primul lucru, spune versetul 20 din capitolul 8, a zidit un altar Domnului, a luat din toate dobitoacele curate și din toate păsările curate și a adus ardere de tot pe altar. Ca și Iov odinioară, în zorii zilei, după ce se termina cheful copiilor lui, îi aducea lângă altar și aducea ardere de tot pentru el. Singura nădejde de a sta în relație cu Dumnezeu, ca și odinioară Abel, care a adus din grăsimea oilor lui pe altar Domnului. Icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește acum pe voi, în mijlocul furtunii, în mijlocul unei lumi stricate, în mijlocul acestei realități în care toate stihiile lumilor nevăzute sunt dezlănțuite împotriva celuia care vrea să trăiască în neprihănire. Corabia este Hristos. N-am spus Iisus Hristos, ci am spus Hristos. Hristos capul și Hristos trupul. Aș putea spune, corabia este biserica lui în care el este prezent. Dacă tu și cu mine venim la adunare, noi suntem casa lui Dumnezeu, noi suntem templul Duhului Sfânt, dacă venim la adunare împreună cu el, dragii mei, Duhul se arată prin unul spre folosul celuilalt și asta este minunea mântuitoare a bisericii lui Hristos. Nu uitați, credința este ascultarea care mă duce în corabia mântuitoare, care este Hristos, capul și trupul. Ascultați-l pe Pavel vorbind evreilor. Luați seama, dar, fraților, ca niciunul dintre voi să n-aibă o inimă rea și necredincioasă care să vă despartă de Dumnezeul cel viu, ci îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi, câte vreme se zice astăzi. Dacă inima mea este nespus de înșelătoare și de deznădăjduit de rea și dacă am nevoie de tine și ai nevoie de mine, asta se cheamă biserica. Acolo unde doi sunt adunați în numele Lui, Hristos prin Duhul Sfânt este prezent în mijlocul lor. Dacă ai nevoie de mântuire și am nevoie de mântuire și stăm deschiși unii spre ceilalți și transparenți și ne mărturisim unii altora păcatele, îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi, câtă vreme se zice astăzi, pentru ca niciunul din voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului, căci ne-am făcut părtașa lui Hristos după ce a trecut potopul. Iertați-mi cuvintele. Ne-am făcut părtașa lui Hristos nu când am intrat în corabie, când am ieșit din ea. Ne-am făcut părtașa lui Hristos dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită și nădejdea cu care ne lăudăm câtă vreme se zice astăzi, câtă vreme suflăm pe acest pământ. Capitolul 10 din Evrei. Să veghem, dar unii asupra altora, să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune, să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții și cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. Căci dacă păcătuim cu voia, după ce am primit cunoștința adevărului, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate, ci doar o așteptare înfricoșată a judecății și văpaia unui foc care va mistui pe cei răzvrătiți. Nu apele unui potop, pentru că Dumnezeu a pus curcubeul, dar Petru ne spune, văpaia unui foc care va mistui pe cei răzvrătiți. Cine a călcat legea lui Moise este omorât fără milă pe mărturia doi sau trei martori, cu cât mai aspră pedeapsă credeți că va lua cel ce își va bate joc de corabie în timp ce vine potopul.
Cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu va pângări sânge legământului care a fost sfințit și va batjocuri Duhul Harului, că știm cine este Cel ce a zis, a mea este răzbunarea, eu voi răsplăti. Și în altă parte, Domnul va judeca pe poporul său. Care a fost comoara pe care Dumnezeu a ridicat-o din apele potopului? Diplomele tale? Banii tăi? Conturile tale? Afacerea ta? Numele tău legat de cărămizi și smoală, de cetăți și turnuri? Nu. Umblarea cu Dumnezeu. Umblarea cu Dumnezeu. Până la capăt. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință pentru mântuirea gata să fie descoperită. Ce-i credința? Este ascultarea care mă duce sub puterea lui Dumnezeu. În locul în care operează puterea lui Dumnezeu. Pentru mântuirea gata să fie descoperită. Uitați-vă încă o dată la calea pe care o am de parcurs. Puterea lui Dumnezeu este sângele mielului pascal, sângele Domnului Iisus Hristos, sângele jertfei. Noe știa lucrul acesta. Știa, dragii mei, îl practica în mod regulat, sfidând lumea din jurul lui. Am fost născut din nou. Am nevoie de o mântuire câtă vreme trăiesc în trup, pentru ca să fiu mântuit la capătul drumului. Și textul continuă, în ea, în mântuirea gata să fie descoperită. Voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați prin felurite încercări. Pentru că încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este cercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava, cinstea la arătarea lui Iisus Hristos, pe care voi îl iubiți fără să-l fi văzut? Credeți în el? Fără să-l vedeți, ce-i credința? O încredere declintită în lucrurile care nu se văd. Credeți în el, fără să-l vedeți, vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită. De ce? Pentru că veți dobândi ca sfârșit al credinței voastre mântuirea sufletelor voastre. Dragii mei, suntem nebuni să ignorăm lupta spirituală. Nebuni să spui, creștinismul este al meu, personal, privat, nu-l împart cu nimeni, lăsați-mă în pace. Suntem nebuni. Avem nevoie unii de alții, avem nevoie de corabia mântuitoare în care Duhul lui Dumnezeu se arate prin unul spre folosul celuilalt. Cel neprihănit va trăi prin credință, dar dacă dă înapoi, observați, noi suntem într-o alergare, poate ai obosit, poate vrei să le trântești de pământ, poate te simți în minoritate, în familia ta, în societate. Nu dă înapoi. Dacă dă înapoi, sufletul meu nu găsește plăcere în el. Spuneți cu mine, noi însă nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă, ci din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului. Credință pentru mântuirea sufletului. Ce-au toate astea cu o binecuvântare? Wow! Wow! Știam că Todor face case, dar nu știam că se poate pricepe și la așa ceva. Veniți să-l vedeți la sfârșit, e foarte frumos. Când mă uit la Noe, și mă gândesc la voi și mă gândesc la noi toți părinții, cred că examenul cel mai mare al lui Noe n-a fost umblarea lui cu Dumnezeu. Examenul cel mai mare al lui Noe n-a fost să reziste împotriva tuturor batjocurilor din jurul lui. Cel mai mare examen al lui Noe a fost să-și convingă copiii că se merită să calce pe urmele lui. Ați auzit? Da? Examenul cel mai mare al lui Noe a fost să-și convingă pruncii că se merită să înfrunte batjocura colegilor lui de clasă, școală, sat, de ce-o fi fost. Să stea lângă tatăl lor și împreună cu el, lângă Dumnezeu, iar când se vor însura, să-și convingă nevestele că este cel mai bun drum și să intre împreună în corabie. Wow! Silviu, ce provocare! Ce extraordinară provocare!
Domnul a zis lui Noe, intră în corabie tu și toată casa ta, căci te-am văzut neprihănit înaintea mea în neamul acesta de oameni. Și Noe a intrat în corabie cu fiii săi, cu nevastă sa și cu nevestele fiilor săi, din pricina apelor potopului. Apelor potopului. Mi s-a părut foarte interesant textul. Iată urmașii lui Noe. Și dintr-o dată se oprește fraza și în loc să mă întoarcă spre Sem, Ham și Iafet, rămâne reflectorul pe Noe. Noe era un om neprihănit între cei din vremea lui umbla cu Dumnezeu. Vom citi Genesa și vom ajunge în dreptul vieții lui Iosif, capitolul 37 din Genesa. Ce e foarte interesant este că capitolul începe așa. Iată istoria lui, ce ar trebui să urmeze? Lui Iosif, nu? Asta viața lui Iosif urmează. Nu, textul spune, iată istoria lui Iacov. M-am întrebat, o fi o greșeală să corectez în Biblia mea sau ce să fac? După care m-am oprit și am zis, nu. Să știți că istoria mea se poate citi doar în viața copiilor mei. Istoria voastră doar în viața lui Matei și a celor pe care Dumnezeu îi va da. Cu alte cuvinte, dacă vă uitați la noi, gândiți-vă, corabie pentru voi și casa voastră. Știu că ești așa de preocupat de el, că n-auzi, nu vezi, așa e, ce se face. O minune pe care tu nu o poți face, Dumnezeu o face în pălmile voastre și e așa. Dar din pricina asta, când Dumnezeu i-a învățat pe Aron și pe fiii lui să binecuvinteze pe copiii lui Israel, copiii lui Israel au adulții din Israel, nu erau copilașe din Israel, deci nu despre ei e vorba, ci despre tot poporul, începând de la părinți și terminând cu copiii, nu la întâmplare a spus să puneți numele Domnului peste Matei. Să puneți numele Domnului prin purtarea voastră, prin convingerile voastre, prin umblarea voastră cu Dumnezeu și Domnul îl va binecuvânta. Ce extraordinară provocare! Dragii mei, când vă uitați la Noe, întoarceți-vă și spre casele voastre, să ne întoarcem spre casele noastre. Știu că-s bătălii cumplite, știu că nu putem programa copiii noștri, știu că nu le putem inocula credința părinților noștri și credința noastră, dar putem face ceva. Ce a făcut Noe în mijlocul unei societăți stricate? Putem sta drept cu Dumnezeu și putem umbla cu El. Indiferent ce zic cei din jur, putem umbla cu El. Nu contează dacă aveți un covor de iută în casă. Nu contează dacă mâncați 3 zile aceea supă. Nu contează dacă nu vă puteți face vacanțele în Grecia și în Turcia și pe nu știu unde. Nu contează dacă nu aveți o casă în nu știu pe unde, prin Cluj. Nu contează. Singura valoare care contează în ochii lui Dumnezeu este umblarea cu El. Haideți să ne ridicăm. Îndrăznești? Ia uitați-vă aici. Incredibil. Incredibil. Vedeți, ne rugăm. Doamne, Tată, vreau să te laud și să-ți mulțumesc pentru așa o binecuvântare adusă în viața noastră. Îți mulțumesc pentru Matei, Doamne. Îți mulțumesc că ne-a dat sănătos. Amin. Doamne, ne-ai dat așa o mare responsabilitate și te-am rugat să ne dai și puterea, Doamne, și înțelepciunea, să știm cum să-L creștem. Te rog, ajută-ne să îl creștem în învățătură și în frică de Tine, Doamne, și să putem să-L îndreptăm spre calea Ta. Amin. Amin. Ce putem să spunem, o Doamne, decât că ne dăruit ceva ce este al Tău? Amin. Și vrem să-ți mulțumim.
Mulțumim așa de mult pentru Matei, Doamne. Îți mulțumim că l-ai îngăduit în viața noastră. Mulțumim așa de mult pentru că mi l-ai dat în felul acesta, Doamne, sănătos. Și te-am rugat să-l binecuvintezi Tu. Amin. Tu, acela care ai deja pregătite binecuvântările pentru el, ajută-ne, Doamne, să nu fim o piedică, ci să fim unii din aceia, Doamne, care își trăiesc viața în frică de Tine, responsabil de ceea ce ne-ai încredințat. Și pe mine și pe Tavita te rog să ne ajut să fim niște părinți credincioși Ție, Doamne, în purtarea noastră, unii față de alții, în purtarea noastră față de Matei, Doamne, în biserica Ta. Te rog să ne ajut să fim recunoscători în fiecare zi pentru bunătățile Tale, Doamne, și ajută-ne, Doamne, să știm să-L creștem. Învață-ne Tu tot ceea ce trebuie să învățăm. Fiecare lecție pe care vrei să ne-o dai, ajută-o, Doamne, ajută-ne să o înțelegem și să înțelegem tot mai mult voia Ta. Îți mulțumim încă o dată, Doamne, și lăudăm numele Tău pentru tot ce faci Tu într-un mod așa de minunat. Amin. Amin. Doamne, alături de Cosmin și Tabita și alături de pruncul acesta, o minune de Matei, aș aduce toate familiile din biserica noastră. Doamne, dă-ne curajul ca să ne uităm la noi, să admirăm puterea Lui pe care ai dat-o Tu, să-și cheme familia pe urmele Tale și din pricina neprihănirii Lui să-și salveze toată casa. Doamne, binecuvântăm numele Tău, că lucrul acesta este posibil. Nu cred că vreunul dintre noi trăiește în condiții mai vitrege decât a trăit El, batjocorit cum a fost El, sfidat cum a fost El de toți cei din vremea Lui. Doamne, cred că toate buletinele de știri vorbeau despre El în batjocură și cu toate acestea a știut să stea lângă Tine și a știut să creadă în Tine în așa fel încât credința Lui să se ia pe copiii Lui. Asta te rog pentru Cosmin, pentru Tabita, pentru mine și Nora, pentru copiii noștri, Doamne, și pentru familiile din biserica noastră. Învață-ne să umblăm cu Tine și să prețuim umblarea cu Tine mai presus de orice, pentru că va fi o zi a judecății, când Tu Te vei apleca și pe toți cei care sunt în corabie, în Hristos, îi vei lua la Tine. Slăvit să fie numele Tău pentru aceasta și îți mulțumim, Doamne, că toate le faci prin puterea Duhului Tău Sfânt. Amin. Thank you.